Cel mai lung tren de peste o jumătate de kilometru a ajuns din Cehia în România. Peste 1000 de cehi au ajuns în județul Mehedinți pentru a participa la festivalul minorității cehe în satul Ebental. Un fiu al satului, revenit acasă după studiile universitare, este cel care a avut ideea creării unui eveniment anual de referință pentru Ebental. Cehii au venit în Mehedinți pentru a petrece la fel ca în fiecare an la festivalul Banat desfășurat în satul Ebental din comuna Dubova. I come every year for this festival. I have been here for 10 years already. So we love it. We love the village, we love the nature, we love the music. That's your impression about our place? We really like it. We like how people are nice to us in the village, and we like the nature. It will be quite good party and a lot of good people. Fun for music, for dancing, for laugh. For beer? For beer, yes, of course. Cehii au ajuns în gara de la Orșova, de unde au fost preluați și duși spre Dubova cu embarcațiuni. Posibilitățile de cazare la localnici sunt limitate, însă numeroși turiști preferă cortul. Noi ne ocupăm doar de transportul persoanelor pe apă până sus. Transportăm în jur de 350 de persoane. Am mobilizat 14-15 bărci și două vapoare mari, care se poate să ducă tot efectivul din Orșova până sus spre festival. O facem în fiecare an, în afara anului trecut, când din cauza pandemiei n-am reușit să se organizeze festivalul. Considerăm că avem experiență, oamenii sunt mulțumiți pentru că revin. Sunt și unii din prietenii noștri care vedem în fiecare an. Probabil se simt așa de bine încât își doresc să revină în fiecare an. Și sunt și fețe noi care sperăm că se vor simți bine și vor reveni din nou anul viitor. În acest final de săptămână au loc numeroase evenimente muzicale cu participarea unor formații și trupe din Cehia, activități conexe, teatru, film organizate pe 3 scene amenajate la căminul cultural, dar și în aer liber. Diverse formații de muzică de genuri diferite, rock, jazz, muzică electronică, vor concerta special pentru cei care au pășit pe meleagurile mehedințene.